Vă invit să stăm ridicați câteva versete din Evrei, capitolul 12, versetul 18, pagina Sfintele Scripturi, Tărgea Cornilescu, 1185. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit, au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau era străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de Duhurile celor neprăniți făcuți de săvârșiți, de Isus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Amin. Vă rog să vă reașezați. De aceea te laud, Domnul meu, am cântat în momentele anterioare și vreau și eu din toată inima să spun binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin. Este un har să fim la sărbătoare, este un har să fim la cina Domnului, mai ales că, așa cum spunea fratele Ruben, această lucrare care este dumnezeiască are consecințe eterne. Ea nu are doar consecințe pe pământul acesta și aici are consecințe. S-a spus câteva dintre ele, dar această lucrare binecuvântată pe care a instituit-o Fiul lui Dumnezeu, care are o bârșie dumnezeiască, are consecințe eterne. Și Domnul a spus, Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și din toată inima spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. În dimineața aceasta am citit un pasaj din Scriptură în care autorul către evrei vorbea despre care este statutul nostru și cum este relația noastră cu Dumnezeu. Și care este modul relaționării noastre cu Dumnezeu. Și în ultimul verset pe care l-am citit, spunea omului Dumnezeu, versetul 24, V-ați apropiat de Isus, mijlocitorul legământului celui nou. Mijlocitor, oameni buni, înseamnă omul de la mijloc. În anul 2020, la începutul anului, de fapt, mai precis, la sfârșitul anului 2019, când avem acele zile de rugăciune la Biserica Betania, Domnul a transmis un mesaj prin Duhul Sfânt și a spus așa: În anul în care veți intra, voi lua mulți mijlocitori la mine acasă. Și a venit pandemia și am avut. Ocazia să văd cu durere împlinindu-se acest cuvânt al lui Dumnezeu, când mulți dintre cei pe care i-am cunoscut, oameni care au stat la mijloc, au plecat acasă. Nu dăm legitimație la mijlocitori. Nici măcar nu sunt mulți dintre ei recunoscuți. Dar vreau să vă spun, mijlocitorii au o mare valoare înaintea lui Dumnezeu ca unul care predic Evanghelia prin Harul lui Dumnezeu în foarte multe locuri, ca și unii dintre colegii mei, uneori în zonele îndepărtate ale țării sau ale Europei, mă întâlnesc cu persoane, în special cu surori în vârstă, cu frați în vârstă, care mă așteaptă la ieșire și cu lacrimi în ochi spun, frate, bujor, noi ne rugăm pentru Dumneata, noi ne rugăm pentru zulirea care o face, noi ne rugăm ca Domnul să te păzească, să-ți familia, Știți cât sunt de încurajat de astfel de mesaje? Avem nevoie de rugăciune. Avem nevoie să fim întăriți de Dumnezeu. Suntem atât de slabi, atât de vulnerabili. Dar cel care ne ține în mână este Domnul. Și mă rog în această zi, Duhul Sfânt să ne cerceteze. Îmi doresc biserica Domnului din vremea aceasta, atât Betania din Cluj, cât și biserica numărul din Dej, atât biserica pentecostală de pretutindeni, să aibă tot mai mulți mijlocitori. Oameni care să stea la locul de la mijloc. Locul de la mijloc nu este confortabil, oameni buni. Nu-i confortabil pentru nimeni. Pentru nimeni. Când aveam copii mai mulți aveam o singură mașină, marea problemă era când mergeam la biserică sau ne îngrămădeam, îngrămădeam toți copii în spate, cine să stea la... toți vreau la geam. Și mașina avea doar două uși. Și erau vreo 5-6. Și cea mai mare problemă era cine stă la mijloc. Pentru că la mijloc nu ne place, la mijloc este inconfortabil, la mijloc este locul pe care nu ni -l, l dorim. Și tocmai locul acesta l-a acceptat Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Sunt aici în această zi, suntem la cina Domnului. Că Hristos accepta să stea la mijloc. Vreți să spunem din toate, lumea, să fie Domnul Isus? Lăudat să fie Domnul Isus? Omul de la mijloc și locul de la mijloc nu este o responsabilitate delegată, oameni buni. Este o responsabilitate asumată. Nu o să te trimită Dumnezeu să stai la mijloc într-un mod obligatoriu. Nu, nu va face. Dumnezeu cheamă oameni să stea la mijloc și să se asume această responsabilitate. Și în istorie Dumnezeu a căutat oameni să stea la mijloc. Citim în Ieremia capitolul 5, versetul 1, că Dumnezeu transmite un mesaj și ne spune: Duceți-vă în zonele cele mai aglomerate. Am fost de două ori în Ierusalim, prin Harul lui Dumnezeu, în viața mea, și am văzut cât de aglomerate sunt zonele acelea. Nu undeva în pustie, nu undeva într-o zonă în care nu sunt oameni. Duceți-vă pe ulițele Ierusalimului, care sunt cele mai aglomerate. Uitați-vă și întrebați. În piețele acele aglomerate, dacă se găsesc câți? Câți? Unul. Dacă se găsește un om. Dacă este unul care să stea la mijloc, dacă este unul care să stea în spărtură, dacă este unul să-și asume, dacă este unul, îl caut. Și nu l-a găsit Ieremia. Și pe vremea lui Ieremia nu s-a găsit omul. Și a venit, derulându se istoria Ezechiel și în capitolul 22, din scrierea lui, la versetul 30, Dumnezeu transmite din nou mesajul și spune, caut printre ei un om. Vreau un om. Îl caut pe unul care să stea în spărtură, care să-și asume. Ezechiel capitolul 22, versetul 30. Și Biblia spune, vreau să fie unul care să stea, care să stea în mijlocul spărturii. Nu pe care să-l deleg eu, care să-și asume el, care să fie el gata să, să accepte poziția aceasta. Și nu l-a găsit. Și s-a derulat istoria undeva, pe un loc pardosit cu pietre, gabata, dregătorul Pilat, unul care nu avea nimic de a face cu Dumnezeu, nici cu legea lui Israel. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, versetul 5, a identificat omul și a transmis mesajul. Iată, iată omul. Iată omul care se așează în spărtură. Iată omul, iată omul care este de la mijloc. Iată omul care este gata să-și asume, iată omul. Și omul acesta era Isus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Omul care și-a asumat oameni buni. Omul care a fost gata să-și asume responsabilitatea celui de la mijloc. Când nu se găsea nimeni, nimeni. Și când Ioan în insula Patmos, în capitolul 5, din, din Apocalipsa a plâns. Pentru că s-a pus mare întrebare, este cineva, se găsește cineva? Este unul care poate să deschidă cartea, să-i rupă pe cețele. Este unul. Și nu s-a găsit nimeni. Între cei 24 de bătrâni, între Eruvim sau Serafim, nu s-a găsit nimeni. Și Ioan a plâns și plângând, a căzut jos plângând, pentru că nu era nimeni să se asume, nu era nimeni să se așeze la mijloc. Și cineva l-a atins de umăr și a spus, Ioane, nu mai plânge. S-a găsit unul, este cineva este leul din seminția lui Iuda. Era Isus Hristos, slăvit să fie în numele Lui, care a înaintat în fața celui bătrân de zile și a spus, este scris în sulul cărții despre mine, vreau să fac voia ta, vreau să-mi asum responsabilitatea de la mijloc, vreau să fiu mijlocitor. Și Isus este mijlocitorul legământului celui nou. Și în această zi spunem, lăuda să fie Domnul. Lăuda să fie Domnul Isus. Omul de la mijloc nu este delegat, ci își asumă. Și noi când frumoasă frumoasa cântare la biserică, Iisus este scump, ar vrea să fiu? Vrei să fii ca Domnul Iisus? Unii ar vrea să adune mulțim ca Domnul Iisus. Culmea, am oameni bun. Domnul tot fugea de mulțim și noi tot fugim după mulțim. Așa ceva nu pot să înțeleg. Unii ar vrea să adune mulțim ca Domnul Iisus. Alții ar vrea să vindece ca Domnul Isus, ar vrea să facă alte lucruri ca Domnul Isus. Dar n-ai vrea să stai în spărtură ca Domnul Isus? N-ai vrea să fii omul de la mijloc, persoana de la mijloc? Fie ca Duhul Sfânt să ne cerceteze și Dumnezeu să ne dea putere și biruință. Omul de la mijloc, în al doilea rând, sau mijlocitorul, este cel care încurajează, este cel care transmite perspectivă. Dar nu perspectiva morții, perspectiva vieții. Trebuie într-o lume în care ne îngrămădesc într-un fel mesajele și mesajele morții. Ne îngrozim ce se întâmplă în jurul nostru. Ne îngrozim ce se întâmplă în lumea aceasta, oameni buni. Ne îngrozim cum oamenii își încordează arcurile și cum se pregătesc războaiele. Și mereu, mereu mesaje de nenorocire, de necaz, de durere. Să ne pregătim pentru război, să ne pregătim să ne rolăm în armată, să ne pregătim, să ne pregătim! Omul de la mijloc, el transmite întotdeauna mesaje de încurajare. El are perspectivă. Și perspectiva lui este perspectiva vieții, nu perspectiva morții. Pentru că Isus Hristos este Domnul vieții. Slavi să fie numele Lui și a transmis acest mesaj peste vreme. Eu sunt calea, adevărul și viața. 12 iscoade au plecat să vadă țara cea bună, plină de binecuvântări, unde curge lapte și miere și 12 s-au întors înapoi. Și Biblia spune că s-au împărțit în două tabere. Într-o parte erau 10, și acei zece au spus, țara este frumoasă, țara este bună, așa cum ne-a vorbit Dumnezeu, așa este. Numai că noi nu avem nicio șansă să intrăm în țara aceea. Acolo sunt fiul lui Anac, acolo noi nu avem perspectivă. Și în urma acestui mesaj, numer capitolul 14, versetul 1, spune Biblia, toată adunarea, știți ce a semnat toată adunarea? aproximativ 3 milioane de suflete însemnau toată adunarea. Atât de mulți oameni, toată noaptea au plâns. Toată noaptea s-au gelit, toată noaptea și-au făcut planuri, cum să se întoarcă, cum să plece, cum să își schimbe, cum să îndreagă. Toată noaptea. Vă puteți imagina ce nenorocire, ce, ce, ce frământare, ce neliniște. Toată noaptea au plâns. Numai că din tabăra cealaltă, care era formată doar din doi, s-a ridicat Caleb și în capitolul 13, versetul 30, spune Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haideți să ne suim, să punem mâna pe țară că vom fi biruitori. Și în capitolul 14, versetul 9, numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului, nu vă temeți de oameni aceia, căci îi vom mânca. Ei nu au niciun sprijin. Cu noi este Dumnezeu. Frații, surori, cu noi este Dumnezeu. Mai credeți asta? Mai credeți asta? Cu noi este Dumnezeu. A spus Domnul Iisus, eu zidesc biserica mea. Și porțelor cuințe morților, nu pentru că biserica este a lui Isus Hristos. Pentru că biserica este spălată prin sângele lui Isus Hristos. Pentru că biserica este plătită prin sângele lui Isus Hristos. Pentru că biserica este pe numele lui Isus Hristos. Un popor pe care l-a câștigat ca să fie a lui. Și este proprietatea Domnului. Și îi spunem spune, să fie Dumnezeul nostru. Omul de la mijloc, oameni bun, este persoana care încurajează. Încurajează și care are perspectivă. 276 de suflete erau într-o corabie. 276 de suflete. Mai multe zile și nopți nu s-a văzut soarele, era groază, nimeni nu mai glumea, nimeni nu mai zâmbea, nimeni nu mai mânca, nimeni nu mai avea nicio perspectivă. Nimeni. Toți erau dezorientați și toți erau plini de groaza morții, cuprinși de groaza morți. Și într-un astfel de context, se ridică un om al lui Dumnezeu, Doamne, fă să fie tot mai mulți oameni al lui Dumnezeu în bisericile noastre. Fă să fim noi oameni al lui Dumnezeu. Se ridică omul lui Dumnezeu, fapte capitolul 27, versetul 21 și Biblia spune, Pavel s-a sculat în mijlocul lor. Și a spus oameni buni. Am avut o descoperire dumnezeiască, că Dumnezeul nostru face descoperiri dumnezeiești. Slăviți să fie numele Lui! Și descoperirea că a venit un în la lui Dumnezeu la mine. Și mi-a spus, nu te teme, Pavele, Dumnezeu va da biruință, nu va fi nicio nenorocire decât se va distruge corabia, dar Dumnezeu ți-a dăruit pe toți și toți vor rămâne în viață. Și Pavel spunea, liniștiți-vă că am încredere în Dumnezeu, că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Omul de la mijloc are întotdeauna mesajul încurajării are întotdeauna perspectiva vieții. El nu are perspectiva morții, nici a nenorocirii, nici a destrămării. El are perspectiva lui Dumnezeu. Și mă rog în această zi, Doamne, dă-ne putere și miruință. Care este perspectiva ta? Care este mesajul pe care îl transmiți în jurul dumitale? Care este perspectiva noastră? Cu noi este Dumnezeu. Hristos este prezent în adunare. Hristos este capul bisericii. Hristos n-a pierdut nicio bătălie. Hristos n-a pierdut niciun război. Hristos este biruitorul. Și strâng în această zi aici la Dej, lăudați să fie Hristos. Amen. Rămânem ancorați în Hristos. Rămânem ancorați în, în, voia lui Dumnezeu. Și rămânem la mijloc să reprezentăm pe Dumnezeu. Aleluia. În al treilea rând, omul de la mijloc se expune. Și nici nu există posibilitatea să te așezi la mijloc ca să ai confort. Omul de la mijloc se expune. Da? Își părăsește confortul. Poate să-și abandoneze confortul așezându-se la mijloc. Mă gândesc la David. Era un fel de rege al munților lei și rușii erau îmblânziți, dresați într-un anumit fel, în liniște aceea își lua har, cânta, lăuda pe Dumnezeu, avea descoperiri dumnezeiești, îi vorbea Dumnezeu din cer, prin Duhul Sfânt, scria cântece și sal pentru gloria lui Dumnezeu. Și într-o zi, îl cheamă tata să meargă unde erau frații lui. Unde era o zonă grea, o zonă de nedescris, unde generalii și vitezii și împăratul tremurau. Și versetul 11 din 1 Samuel, capitolul 7, se spune: Saul și tot Israelul. Auzind răgnitul acelui bărbat care era deosebit în statură și deosebit și înfiorător în mesaj, Saul și tot Israelul au auzit cuvintele Goliatului și s-au spăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Dați-mi un om să se bată cu mine. Dați-mi un om ca să mă, să mă învingă și vom fi robii voștri. Aruncă o cară asupra lui Israel, asupra uștirii Dumnezeului celui viu, asupra numelui lui Dumnezeu. Și David ajunge cu merinde și aude răgnetul acesta. Și se tulbură. Și spune, cine ăsta ne tăiat-o să împrejur, deci permite să lucrească pe Dumnezeu? Că Dumnezeu e sfânt. Că Dumnezeu e sfânt că Dumnezeu e sfânt, slăvit să fie în numele Lui. Și ce se apropie de El trebuie să creadă că El, credeți că El este? Și crezi că este în adunarea noastră în această zi? Lăudați să fie numele Lui! Lăudați să fie numele Lui! Nu ne-a părăsit, ci nu ne va părăsi oameni buni! Lăudați să fie Domnul! Cine e ăsta de permite să facă asta? Și transmite mesajul. Voi merge să mă bat cu el. Și când a ajuns în fața lui Saul, Saul a spus, tu nu poți. Ești un copil? Ești unul care n-ai experiență? Ăsta e luptător, are și capacitate, are și fizionomie, are și pregătire. Și David spune, versetul 20, 32, 1 Samuel, capitolul 17, nimeni să nu-și piardă nădejdea, din pricina filisteanului acestuia. Robul tău merge să se bată cu el. Omul de la mijloc se expune. Ești gata să te expui? Ești gata să renunți la confortul tău, probabil la modul tău de viață, care este confortabil? și să te așezi la mijloc și să stai în spărtură, să te expui, ești gata să o faci? Cel mai logvent exemplu de subsoare este Domnul Isus Hristos. Filipen, capitolul 2, spune N-a ocotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și ce se spune Biblia? S-a smerit, a venit în lumea noastră fără gardă de corp. A venit în lumea noastră fără protecție. A venit în lumea noastră ca un copilaș într-o iesle. N-a avut nici apărare, n-a avut nicio protecție, n-a avut nici oameni care să-l păzească, n-a acceptat nici măcar îngerii să intervină, pentru că el a venit să se expună. A luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Oameni buni. N-a fost simplă decizia. N-a fost de simplă decizia lui Dumnezeu să accepte ca Fiul Său să vină în lumea noastră. Dar lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni care stau la mijloc și care se expun. Marele Apostol Pavel, care s-a asumat lucrarea sfântă, și trimiterea pe care Dumnezeu i-a făcut-o, le spunea Corintenilor în a doua sa scriere, după ce scrie câteva din necazurile lui și le expune, acolo de la versetul, în capitol 2 Corinteni, capitolul 11, după ce expune câteva din necazurile lui, de la versetul 24, vă citesc doar de la versetul 27, în osteneli și necazuri, în privegherea adesea, în foame și sete în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Și priviți ce spune Pavel în continuare. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine este? Dar ce treabă ai tu cu cei slab? Da, eu sunt acolo, mă expun. Cine cade în păcat și eu să nu ard? Eu n-am liniște, eu dorm nu, nu, noaptea, eu mă rog înaintea Lui Dumnezeu, eu mă, eu mă sacrific, eu sunt domnul care mă, mă, mă stau înaintea Domnului pentru că mă doare. Mă expun pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Vai de cei ce stau nepăsători, fără grijă în Sion, zice Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să le trezească la realitate fie ca Dumnezeu să le dea un duc de rugăciune, fie ca să ne dea Dumnezeu o putere de mijlocire, oameni buni, să stăm în spărtură înaintea lui Dumnezeu și să ne expunem dacă e nevoie. Reuzând la confortul nostru și stând înaintea Domnului după voia Lui, ajută-ne Dumnezeule. Și în ultimul rând vreau să spun, omul de la mijloc, el merge până la supremul sacrificiu. Au văzut Marea Roșie cum s-a despicat și au trecut ca pe uscat prin Marea Roșie. După ei au intrat șase sute de cară cu Faraon, cu călăreți, cu vitej și Biblia spune și a întins toiagul în Moise spre apă și toți viteje ăștia împreună cu Faraon au fost înecați în val. Poporul a văzut minunea. A trăit minunea. Și n-a trecut foarte mult timp și același popor, pentru că Moise se dusese să stea cu Dumnezeu, împărtășie, să-i dea Dumnezeu legile și poruncile, același popor Forțează într-un fel mâna lui Aron și fac un vițel de aur. Fac sărbătoare, se închină, joacă în jurul lui și spun, ăsta e Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Și Dumnezeu îi spune lui Moise: Moise, ia-ți familia, ieși afară din mijlocul lor, că prin suflarea gurii mele îi topesc pe toți și din tine fac un neam mare și duc planul lui Dumnezeu, planul meu în continuare cu tine și familia ta. Și Moise putea să spună: Doamne, de multe ori m-am gândit la asta că ăștia n-ai cu cine. Dar bine că ți-o venit ție ideea. Fă ce te-ai gândit. Așa a zis Moise. Moise s-a dus amărât la cort. Și vă puteți imagina cum s-a rugat Moise. Doamne, te rog să ierți pe ei. Dar dacă nu ierți, ai scris o carte, se numește Cartea Vieții, ștergem numele din cartea aceea. Moise, tu te auzi? Păi tu ai uitat că și eu te-ai ispitit de atâtea ori. Te-ai uitat cine e poporul ăsta încăpățânat. Ai uitat câte probleme ți-au făcut și orice situație tu erai de mir. Ai uitat asta? Doamne, dacă nu ierți pe ei, ștergem numele din cartea vieții. Și Dumnezeu are milă și Dumnezeu iartă. Pentru că un bărbat se duce până la supremul sacrificiu. dat să fie Domnul. Eu am fost condamnat la moarte. Dumneavoastră toți și o lume întreagă am fost condamnați la moarte. Toți. Nu aveam nicio perspectivă. Nu aveam niciun viitor. Viitorul nostru era moartea. Era pierzarea de departe de Dumnezeu. Și sub profetul Isaia, vede cu 750 de ani înainte rezolvarea situației și acestei stări. Și versetul 5 vă citesc, sau poate chiar versetul 4, Isaia 53. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că e pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care îl dă pace a căzut peste el. Și prin rănile lui, și prin rănile lui, suntem tămăduiți. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Hristos a suferit oameni buni ca noi să fim tămăduiți. Hristos a suferit ca eu să stau astăzi la cina Domnului și să nu am consecințe moartea, ci să am consecințe viața veșnică. Hristos a așezat și a, a depus supremul sacrificiu pentru mine și pentru o lume întreagă. Hristos a suferit bătaia, a suferit loviturile, a suferit biciul roman care a rupt din, din carnea lui. A suferit crucea aceea sub care a căzut de atâtea ori. Hristos a suferit cuiul roman care a străpus, i-a străpus palmele. Hristos a suferit cările, a suferit durerea, a suferit sacrificiul, a disprețuit rușinea. Dar acum Hristos este la dreapta Tatălui. Este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și este prezent prin Duhul Sfânt în adunare. Lăudați să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Omul de la mijloc este omul care în final se duce până la supremul sacrificiu. A făcut-o Domnul, a făcut-o oamenii lui Dumnezeu. A făcut-o și Pavel, care când s-a întâlnit cu frații din Efes, aceștia plângeau și încercau să îl convingă pe Pavel să nu se urce la Ierusalim. Dar au zis Pavel ce le spune în fapte, capitolul 20, versetul 23 și 24. Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă felicitări, aprecieri, flori și sărbătoare. Da? Că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar au zis care este atitudinea acestui bărbat. Dar eu nu țin numai decât la viața mea. Că viața mea și personalitatea mea nu are nicio valoare. Eu am altceva mult mai suprem. Eu trăiesc pentru altceva. Nu mi-e scumpă viața. Nu țin numai decât la viața mea ca și cum ar fi scumpă, ci vreau să-mi sfârșesc cu bine, cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Și a avut tăria la sfârșitul vieții, când era scrisă condamnarea la moarte, să nu ne lase scris nimic despre călău, despre ghilotină, despre modul cum va fi decapitat, deși știa asta cu lux de amănunt. Ne-a lăsat scris lui Timotei în a doua sa epistolă, în capitolul 4, altceva. M-am luptat, lupta cea bună. Mi-am ispărvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cu una nevestejită pe care mi va da Domnul în ziua aceea. Domnul, judecătorul cel drept. Și dacă Pavel s-ar fi oprit aici, eu n-aș mai fi fost nici predicator, nici păstor, nici slujitor al lui Dumnezeu și nici dumneavoastră poate n-ar fi meritat să fiți. Dar a continuat Pavel și a spus, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit, venirea Domnului. Iubiți venirea Domnului? Așteptați iubirea Domnului? Îl iubiți pe Domnul? Să ne așezăm la mijloc, oameni buni. Să fim oamenii care să fim în spărtură. Să ne asumăm asta. Să ne asumăm din toată inima. Și să spunem, Doamne, ai nevoie de mine. Vreau să stau la mijloc. Sunt gata să stau la mijloc. Vreau să transmit mesajul vieții Dumnezeule. Îs bărbatul și persoana care vreau să nu mai transmit mesaje de moarte, mesaje de dezechilibru. Vreau să transmit mesajul vieții. Sunt gata să mă expun. Și dacă trebuie, pentru tine și pentru lucrarea ta, să merg până la supremul sacrificiu. Ca în ziua aceea. După ce am stat la cina Domnului, după voia lui Dumnezeu. Să am acea consecință cu care am început și închei. Să fiu chemat de Domnul. Să fiu în împărăția Lui. Dumnezeu să binecuvinteze biserica numărul din Dej. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea sfântă din locul acesta și îndurarea Domnului să fie peste noi toți. Amin.